Vă salut, dragilor! Astăzi vom adăuga un alt copac în lista noastră de plante medicinale, un copac întâlnit din zona de câmpie până la altitudinea de 1400 de metri. Frasinul sau Fraxinus excelsior înflorește primăvara și este cunoscut ca și copac ce ajută la curățarea splinei și a ficatului. Foliolele frunzelor, scoarța și florile au utilizare în medicina umană și veterinară. Acestea intră în compoziția a numeroase formule de ceaiuri. Frasinul este recunoscut și apreciat pentru acțiunea lui depurativă, dar pe lângă aceasta mai are și acțiune diuretică, diaforetică, laxativă și antireumatismală. În popor, frasinul mai este cunoscut sub denumirea de frapsin, iasig, frasen sau iesic. Acest arbore aparține familiei măslinului și a fost utilizat încă din antichitate de către Hipocrate ca remediu pentru reumatism și ca diuretic. Florile de frasin se recoltează în perioada aprilie-mai, când acestea încep să se formeze, iar frunzele se recoltează în perioada mai-iulie. Scoarța, care este folosită în prepararea de cocturilor, se curăță de pe ramurile tinere în timpul primăverii. Frasinul conține manitol, inositol, acid malic, acid ursolic, tanin, ulei volatil, săruri minerale și vitamina C. Copacul se poate confunda cu moșdreanul. Deosebirile esențiale sunt că moșdreanul este mult mai mic, scoarța lui este netedă, iar frunzele au doar 5-9 foliole, în timp ce ale frasinului au de obicei 11 foliole. La frasin, florile apar înaintea înfrunzirii, iar la moșdrean, după. Cunoscătorii afirmă că efectele febrifuge din scoarța de frasin sunt comparabile cu cele ale chininei. Frasinul poate fi utilizat în afecțiuni precum gută, reumatism, spondiloza anchilozantă, intoxicații, hipercolesterolemie, diabet, crampe musculare, angiocolite, viermi intestinali, aterioscleroză, hipogonadism, ipotență, scăderea libidoului, dischinezie biliară, colecistite, edemă, celulită, detoxifiere, obezitate cu retenție hidrică și acnee. Planta contribuie la buna funcționare a rinichilor și vezicii urinare. În plus, este de ajutor în litiaza renală. Datorită efectului cicatrizant, infuzia din frasin este indicată și în fazele liniștite ale ulcerului gastric sau duodenal. Poate fi folosit sub formă de băi locale pentru afecțiuni precum hemoroizi, leucoree, dermatoze și răni greu vindecabile. Pentru tratarea constipației, bolilor cronice ale aparatului urinar, gutei, reumatismului, poliartritei și a gripei, se prepară un ceai din o linguriță amestec de flori și frunze de frasin la o cană cu apă clocotită. Se consumă 2 căni pe zi. Pentru tratarea colecistitelor, metroragiilor, angiocolitelor, ulcerului gastric și duodenal, enterocolitelor și dismenoreei, se prepară o infuzie din 2 lingurițe frunze și flori la o cană cu apă clocotită. Infuzia se bea în timpul zilei după mesele principale. Pentru tratarea anchilozei, durerilor reumatice și stimularea circulației sângelui, se face o infuzie din o linguriță amestec în părți egale de frunze de frasin, mesteacăn, urzică și fructe de ienupăr, peste care se toarnă o cană cu apă clocotită. Se beau 2 căni pe zi. Peste 100 de grame de flori și frunze, se adaugă 1 litru de apă clocotită. Cu acest amestec puteți face spălături pentru a trata leucorea, hemoroizii, acneea, eczemele și plăgile greu vindecabile. Frasinul nu este recomandat femeilor însărcinate și celor care alăptează. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă la cât mai multe persoane. Pentru orice formă de autotratament sau program alternativ de sănătate, trebuie să implice acceptarea unui anume nivel de risc de către persoana în cauză, iar cine nu dorește nu este cazul să o facă. Consultați medicul înainte de a lua orice decizie în materie de sănătate.
Punctele de vedere formulate, sugestiile și trimiterile pe care le conține acest canal se întemeiază pe experiența mea și sunt destinate în exclusivitate studiului și cercetării personale. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!